Știi că primul programator din lume a fost o femeie? Da, ai auzit bine. Este vorba de Ada Lovelace, care în anii 1800 a lucrat la proiectul Motorul Analitic și ideile ei despre programare au făcut-o să fie cunoscută ca fiind primul programator din lume. Astăzi, de Ziua Femeii, vreau să ne amintim de toate femeile extraordinare care au influențat această industrie și au deschis ușile pentru generațiile viitoare. Printre ele se numără Grace Hopper, co-inventator al limbajului de programare COBOL, Katherine Johnson, un matematician și fizician NASA, sau Hedy Lamarr, actrița care a dezvoltat o tehnologie de semnalizare a torpilelor pentru Marina din SUA. Vreau ca acest videoclip să fie un îndemn de încurajare pentru toate femeile, să continuăm ce au făcut femeile renumite din trecut și să ne facem auzite în industria tehnologică. Dacă vrei să afli mai multe despre programare și o carieră în IT, te invit să mă urmărești pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube și o să vorbim mai multe. Să aveți o zi minunată și la mulți ani tuturor femeilor!